Decizia momentului, doamnelor și domnilor, luată în Statele Unite ale Americii, procurorul general reinstaurează pedepsa cu moartea după o pauză de 16 ani, un anunț făcut oficial de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Deja William Barr, procurorul general, a ordonat Biroului Federal de Penitenciare să programeze următoarele execuții. Vor avea loc în decembrie 2019 și ianuarie 2020. Doamna doctor. Eu consider că e o măsură pozitivă pentru cei care au făcut crime cu premeditare. Deci crima cu premeditare trebuie pedepsită la fel. Nu se poate așa ceva. Sigur, atunci când e un lucru întâmplător, merge și o pedeapsă, dar atunci când crima este cu premeditare, și v-am povestit câteva cazuri de genul acesta, mi se pare inadmisibil și oamenii ăștia nu au ce să caute pe acest pământ, pentru că am făcut expertiză la mulți din deținuții din penitenciarele noastre, vorbesc de cei care erau arestați pentru omor, adică deținuți pentru omor, și vreau să vă spun că îmi spuneau medicii de acolo că atunci când ei ispășeau o parte din pedeapsă și erau puși în libertate condiționată sau așa, a doua zi făceau din nou o crimă. Deci ei au ori în sânge lucrul acesta. Spuneați că din cei pe care i-ați aditat în contact, un singur domn condamnat absolut, pentru omor, deci un singur condamnat exact pentru omor faptul. Care se căia pentru ceea ce a făcut. În rest îmi spuneau că, bineînțeles că eu, mă rog, așa... Un minut mai avem. Eram curioasă să întreb și ziceam, cum e posibil așa ceva? Și a zis, eu mi-am ispățit și pedeapsa. Păi dacă și-a ispățit și pedeapsa, vine înapoi cel pe care l-a omorât vreodată? Copilul oamenilor sau tatăl sau mama unui copil vine înapoi pentru că el și-a ispățit și pedeapsa de 20 de ani? Așa este, e o întrebare corectă. În societatea noastră, ca să omori pe cineva, trebuie să depășești un prag psihologic, un blocaj. E o linie pe care dacă ai depășit-o, e foarte ușor să rămâi acolo, să o faci în continuare, nu mai ai acel blocaj. Sigur. Pe vremuri se trăia, de mici vedeau moarte. În penitenciar. Dar și din punct de vedere moral, dacă o luăm așa, că problema e, da, e un suflet care se poate căi. Biblia spune că ochi pentru ochi, viață pentru viață, deci și creștinește, și reîncarnarea, cei care cred în reîncarnare, în karma, se spune că, până la urmă, tot așa se plătește. Cu această pedeapsă, pentru cei care trebuie să fie descurajați oamenii să facă astfel de fapt. Sigur că da. Pentru cei care fac premeditări. Va fi comentată pe larg această decizie luată de Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc pentru atenție.